mult a durat până când v-ați hotărât asupra unei abordări? Din momentul în care v-ați hotărât că faceți filmul, până când ați știut că dacă va exista și care va fi perspectiva? N-a durat foarte mult, pentru că decizia, eu una am luat-o instantaneu, cum mi-a spus Ada Solomon, cum a venit ea cu ideea unui film despre Nina Casian, eu fiind amorezată de Nina Casian de foarte mulți ani și având o întreagă istorie cu poezia ei și cu prezența ei în lumea literară de aici, am zis imediat da, după care am zis, aolo, stai să văd, să văd dacă este film acolo. Mi era foarte clar că există o poveste, mi era clar că există un personaj. Ceea ce nu era clar este cât material de arhivă avem, cum arată acel material de arhivă și dacă avem suficiente imagini mișcătoare. În cele din urmă am realizat că, de fapt, filmul se susține foarte bine, s-ar susține foarte bine și doar cu Nina vorbind către cameră, fumând și bând. Nu-ți trebuie mult altceva. Pe de altă parte, în momentul în care am mers prin arhive și am găsit toate materialele, am realizat că ele îmbogățesc mult, adaugă foarte mult, pentru că au această relație care e, nu e taman confortabilă și ilustrativă cu ceea ce zice Nina. Uneori da, alteori sunt materiale de arhivă, intră în fricțiune cu ceea ce zice Nina și am realizat că îmbogățesc, de fapt, mult mai mult carnea filmului. Întâlnirea cu Nina a fost foarte ușoară. Era o persoană extrem de deschisă, extrem de primitoare, cred că cu oricine îi trecea pragul. Avea acea onestitate și deschidere a omului care nu mai are multe de pierdut, care nu mai are nimic de pierdut. Și avea și o generozitate foarte mare cu alți artiști. I-a înțeles de la bun început că filmul este filmul nostru. Memoriile erau ale ei, filmul ea îl vedea însă ca filmul nostru, nu filmul ei. Nu simțea nevoia să îi șlefuiască cineva o statuie într-un anume fel, în sensul acelor de ceasornic. Nu? Și am lucrat cu ea foarte ușor. S-a lucrat de la egal la egal, ca între doi artiști care știu fiecare unde este locul lor. A fost o colaborare, practic. Perspectiva nu s-a schimbat mult, pentru că știam că ne interesează Nina în toată complexitatea ei, că ne interesează această luptă cu trecutul. Ce s-a schimbat foarte mult a fost structura filmului. E greu de structurat un documentar. Un documentar se face la montaj și îți ia multă vreme până când să găsești cheia emoțională, structura emoțională a filmului, care nu este doar una logică, ci trebuie să fie una umană cu care să ne putem relaționa toți. Și asta a venit din lucrul cu autoarea mea, Dana Bunescu.